acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! UTA este pe locul 13, are 23 de puncte și doar Dinamo și Botoșanul, echipele care sunt pe locurile de retrogradabile, au atac mai slab. De partea cealaltă, Craiova este pe locul 3, în ciuda pașilor greșiți în ultimele două runde, are 33 de puncte, în acest moment la 11 puncte de liderul FCSB. Rămâne de văzut în ce măsură jucătorii arădenii se pot concentra la acest meci. Cele doi pe s-au întâlnit și în cupă, să vedem însă această acțiune a lui Diego Rodriguez, gol 1-0 pentru UTA. Golul este valabil chiar dacă portarul era reșit, înscrie Mikovski. Să vedem dacă nu este pe undeva vreun offside. Mikovski înscrie, ar fi al cincilea gol al lui Mikovski, care la un moment dat a avut trei etape la rând cu gol înscris, cu Farul, cu FC Craiova și Dinamo. Să nu anticipăm, să așteptăm relurile. Să vedem dacă Diego Rodriguez, în primul rând, a fost în poziție regulamentară. Da, aici este poziție regulamentară, pătrunde Diego Rodriguez. Centrare. Da, și sunt clar doi oameni mai aproape de linia porții decât Mikovski. Golul este clar valabil. Fotbalistul împrumutat de la Rapid înscrie încă o dată în sezonul trecut. Craiova a câștigat ambele meciuri contra UTA. Evident, Craiova a jucat în play-off, UTA în play-out. Ambele au fost 2-1. Au marcat Markovic și Colici la Craiova. Baiaram a reușit o dublă, încă o ocazie imensă, 2-0. Același Mikovski sau autogol Raul Silva, pasa lui Cooper. 2-0 pentru UTA, dezastru pentru Olteni. Sperăm însă dacă este Mikovski sau este Cooper, nimeni nu s-ar fi gândit. Nici cel mai optimist suporter al arădenilor nu se putea gândi la un asemenea rezultat. N-a dat niciodată două goluri în primele 5 minute. Hai să vedem cine este autorul golului. Cooper a dus de Rednic de la Chindia. Greșeală enormă, enormă, făcută de apărare. Cred că Mikovski a ciupit mingea. Căpățână este omul care a făcut acea eroare imensă. Nu se vede pe această eroare cine a scris. Poate de aici. Da, dublă Mikovski, extraordinar. Centrarea lui Bancu, bună prin fața porții. Danciu este blocat fantastic de Ali Abed. Ați văzut reacția lui Ali Abed, este o fază la care Danciu trebuia clar să facă mai mult. Putea să readucă pe Craiova în joc. Super centrarea lui Bancu, super centrare, atacă mingea. Sigur că este foarte tânăr, foarte tânăr. Bun, are 21 de ani. La 21 de ani nu mai ești foarte tânăr. Bună fază și parada lui Iacob, ratare enormă a lui Iasmin Curtici. Craiova începe să joace bine, începe să joace bine. UTA greșește, e clar, dacă se gândește că a câștigat meciul. Conte păcălit ușor, pleacă Sanie, o pasă excelentă a lui Mitriță. Curtici face totul bine. Freitas! Cred că a fost bară. Nu, e bară. E bară. Era însă lângă minge și Popescu. Bună verticalizare. Markovic se aruncă fantastic spre minge Iacob și respinge în corner o minge de viață, a împins uluitor în picioare. Florin Iacob, portar de 1,80 m. Cooper, excelent, din prima pentru Ștal, în poziție regulamentară, în care este însă doar Pop. Căpățână, ce greșeală face Căpățână, uluitor. Uluitor și este 3-0, gol magnific înscris de Abed. Singura întrebare care poate să existe este dacă nu cumva a fost offside la Ștal. Aici este momentul, ia să vedem. Cred că este offside, golul va fi anulat. Golul Freitas va fi anulat, rămâne 2-0. La cum văd eu, aici este offside.
Da, offside. Clar. Mitriță. Mitriță, Banco! Și asta este fotbalul. Cât de mică este diferența, cât de mică este diferența între 3-0 și 2-1. Exact ceea ce trebuia Craiovei, acest gol. 2-1 scrie Banco. De excepție, chiar de excepția lui Banc. Pentru că poziția este foarte complicată. Prima parte care ține mai bine 50 de minute. Balon care ajunge la Raul Silva. Paradă iarăși excepțională a lui Florin Iacob. Și probabil această repriză excelentă, de excelent nivel, se termină cu acest scor de 2-1. Iacob e super portar. Într-adevăr, pauză. Ambele echipe au motive să fie mulțumite. UTA conduce. Craiova a reușit să revină în joc. Se anunță repriza a doua, extrem de interesant. A verificat ceva acolo. A verificat ceva Sabolcs Kovács. Dacă nu cumva a fost hands, n-a fost. Se termină repriza. Pauză la Cluj. Abed, lasă mingea să cadă. Se luptă aici cu Căpățână. Nu, nu, nu. Nu poate fi penalti ăsta. A dat penalti? Nu cred așa ceva. Hai să vedem. E drept că totul pleacă de la greșeala lui Ali Abed. Ăsta nu poate fi penalti. Dar se dă. Există contact, probabil că va confirma și Fegi din camera VAR. Acea categorie de soft penalty-uri de care nu scăpăm în fotbalul nostru. Curtici! În transversală, în opinia mea, se face dreptate. Priviți aici, este un contact acolo. Îl simte, nu de asta cade. Imediat pleacă în cădere Căpățână. Soft penalty, există însă contact. Și la cum se judecă fotbalul în ziua de astăzi, se dă penalty. Crețu se achită bine de sarcina lui. Ia să vedem aici, Ivan primește în flanc. Centrarea lui Ivan pe 16 metri. Bună fază, șutul lui Mitriță peste. Nu era o execuție simplă. Vă spuneam, Crețu a mai jucat în carieră la Iași, cel puțin, a jucat și la FCSB, fundaș central, poate să o facă. Dar cel mai bun randament l-a dat atunci când a evoluat ca Inter. Acum, ok, nu mai există această poziție de Inter la FCU Craiova, pentru că este 4-2-3-1. Șut deviat, 2-2, cât noroc are Craiova, 2-2, minutul 76. Execuția lui Lizuri deviată de unul dintre apărători. Cred că Urie a fost cel care a tras, sau poate Mitriță. 2-2, Craiova reușește să restabilească egalitatea. Dar Mitriță a tras. Stolnic. Deci mingea printre picioare, o deviază, 2-2. Tot Mitriță cred că este autorul golului, sau autogol, nu știu cum se va socoti aici. Important pentru Craiova este că e egalat și are timp suficient, vreo 20 de minute, să câștige acest meci. Ar fi extrem de important pentru Craiova să vină la 8 punctele FCSB.